avea oameni care pot fi vaccinați și care își doresc acest lucru, evident, și atunci încercăm să mergem pe trei direcții. O dată în mașină, drive-thru, care de mâine în parcarea de la Real, la ieșire din Arad, va fi disponibilă. Va fi disponibil acest sistem și îl ținem atâta timp cât vor fi doritori. Săptămâna viitoare, după Paști, facem un maraton chiar în sediul primăriei, ca să nu punem cort afară, folosim polul generos de la primărie. Și cel mai important, încercăm să fim proactivi și să mergem și la oamenii acasă. De aceea, cu ajutorul dumneavoastră, dar și a multor voluntari, în această perioadă vom obține acordul celor care doresc, având un nume, un număr de telefon și o adresă, iar ulterior specialiștii noștri îi vor contacta telefonic și vor stabili împreună ziua, ora din zi când pot fi vizitați de echipele mobile acasă și, evident, dacă dorește doar o persoană din familie sau mai multe. Avem și sprijinul Direcției de Sănătate Publică și a cadrelor medicale și le mulțumesc public și credem că astfel, pe cele trei componente, vom reuși să mai avem un număr mare, sperăm noi, de oameni care vor fi vaccinați, pentru că fiecare om contează și fiecare viață contează.